răspunde la orice fel de întrebare. Icon Lab, strada Mihai Bravo, numărul 107A. Dragii mei, salutare, o nouă emisiune, Generația lui John. În această seară găsim cât se poate de multe motive pentru care nu am ajuns acolo unde ne-am propus, unde ne-am dorit. Știți că avem niște visuri și din când în când acele visuri sunt dorințe mari, extreme. Iar când se întâmplă să nu reușim, avem motive, avem scuze. Doamne, pentru că și vrem neapărat din partea voastră cât mai multe resurse, pentru că am un invitat, foarte tare invitatul acesta, vrea să ne supere, vrea să ne spună că toate motivele din seara asta pe care noi o să le găsim sunt motive pe care le putem nimici ca să mergem mai departe, către și mai bine. Pentru a intra în emisiune, Dan Dinescu, bine ai revenit aici. Salut, în platou. Jean. Este extraordinar că putem să te mai scoatem un pic din zona ta de forță, din zona ta de acțiune, înainte de a trece la treabă, pentru că sunt sigur, există oameni care ne urmăresc și care nu te cunosc. Da? E bine să știm ceva despre tine. O descriere rapidă, în 30-60 de secunde, începând de acum. De acum. Salut, eu sunt Dan. Ne revedem aici. Pentru cei care încă nu mă cunosc, sigur, sunt foarte mulți, nu câțiva. Sunt un ploieștean care a fost plecat, a revenit la Ploiești, a venit să facă mai multă treabă decât a reușit să facă înainte să fie plecat. M-am apucat de treabă, de câteva luni sunt aici, sunt antrenor personal, în mare parte am terminat o facultate de kinetoterapie, am deschis în Ploiești ceva în genul unor studiouri private de antrenament, ca o sală de forță, dar ceva mai intim, mai de unul la unul, de o colaborare între doi oameni, nu o sală în care fiecare face ce vrea, iar mai apoi sunt pe drumul meu de a încerca să devin din ce în ce mai bun și de a face oamenii la fel, de a ajuta să devină din ce în ce mai buni. Și asta vrem să discutăm astăzi, ce putem să facem să-i ducem mai departe. Cred că deja au expirat cele 60 de secunde. Sigur. Și mă bucur că ai avut ce să adaugi. Eu am reținut faptul că tu ai evoluat între timp, da? Nu spui tu prea multe lucruri concrete de la început în emisiune, dar dau eu un pic din casă. Ești antreprenor, ești și coach, ești și antrenor de fitness sau cum mai zice în ziua de astăzi, da? Personal trainer, da? Și cred că ușor o să ai și un soi de zonă de business, gen business to business, da? Ceva de genul, pentru că îți place ceea ce faci. Exact. Și pentru că îi inviți pe cei care ne urmăresc la mișcare, nu neapărat pentru pătrățele și pentru slăbit masiv, ci pentru că e important pentru sănătate. Exact, pentru că e o parte foarte sănătoasă și o chestie pe care poți să o faci neapărat cu obiective mărețe de a participa la competiții sau de a fi cel mai cel, dar să te scoată din zona asta de confort și din rutina pe care o ai în fiecare zi și atunci să treci cumva peste niște praguri pe care te gândești că poate n-ai putea, dar și sportul e o latură care te ajută să evoluezi în sensul ăsta. În emisiunea de astăzi încercăm să ne găsim toate motivele din lume pentru care noi nu am reușit până în prezent ceva, da? Hai să nu găsim un motiv pentru care n-am avea telefonul după noi. Intrăm rapid pe Facebook ca să verificăm dacă suntem live pe Facebook. Știi cum e? Dacă nu suntem pe internet în timp real, e o problemă. Nu și prea. Vrem să dăm share mai departe. Cei care ne urmăriți acum în aceste momente sau ceva mai târziu, pentru că știu că sunteți mulți care nu stați la ora aceasta pentru emisiune, e un pic mai greu, probabil că bate prea tare lumina, nu e încă seară. Nu uitați de share, e important și nu uitați de comentarii. După ce am reușit să dăm mai departe de veste prietenilor noștri că suntem live acum, că suntem în emisiune și că l-avem pe Dan Dinescu, proful de sport, depinde cum vreți să-i spuneți, că așa e el pe Instagram, așa ești pe Instagram, nu? Proful de sport, proful și de sport. Facebook și Instagram și tot. Deci ești peste tot targetat pe zona asta. Încercăm. Vreau să afișăm rapid numărul de WhatsApp, număr pe care l-avem pus la dispoziție pentru mesaje. Nu ne mai sunați, nu ne mai sunați după 1-2 noaptea, că nu răspundem. Vă rugăm din suflet, da? Pe tot parcursul emisiunii puteți să ne dați motive pentru care voi nu ați reușit. Dacă vreți, vă spunem numele. Dacă nu, nu. Puteți să spunem, doamne, n-am reușit pentru că nu m-au lăsat părinții sau pentru că nu am avut bani suficienți sau pentru că nu am avut pile, relații, nepotisme sau pentru că nu l-am cunoscut până la vârsta asta pe Dan Dinescu sau pentru că nu știu ce să mănânc sau pentru că nu-mi place să mă hidratez corect. E în funcție de fiecare om în parte și în funcție de fiecare obiectiv
Hai să le descoperim împreună. Dan, știu că tu ai o serie de motive pe care ți le-ai notat acolo și pe care ar fi interesant să le discutăm, unul câte unul. Între timp or să vină și motivele celor care ne urmăresc. Da? Motive care s-ar putea să nu-ți placă nici ție. Sunt de la un pic de gândit. Da, pe care tu să le combați, să te superi pe ele și să-i ajuți pe oamenii ăștia. Sigur găsim soluții pentru că se găsesc. De-aia suntem aici și încercăm să facem. Să vedem ce iese în seara asta, să facem ceva mișto. Ceva frumos care să... Îmi place că ești relaxat. Mă scoată oamenii din, știi, din chestia asta pe care... Am înțeles. Adică să-i ajut să ajungă către obiectivele lor. Da? Bun. Da. Care crezi tu că este cel mai utilizat motiv pe care și-l dau oamenii în momentul în care ei eșuează? De ce au eșuat? Ce își spun ei? Ce spun ei e greu. Fiecare are bănesc, are un discurs interior. Ideea e că eșuăm foarte mult atunci când nu ne cunoaștem pe noi și când nu ești conștient cine ești cu adevărat. Iar să ajungi la nivelul ăsta, la modul de a te cunoaște cu adevărat, să știi care sunt obiectivele, care sunt principiile, care sunt prioritățile, care sunt toate lucrurile care te fac să fii cine ești cu adevărat, e greu să ajungi acolo. Pentru că nu o să știi niciodată exact ce vrei și o să faci ceva în stânga, ceva în dreapta, nu o să-ți placă, nu o să-ți placă, o să te descurajezi până la urmă și nu o să-ți iasă ce ai vrut. Poate nici nu știi ce vrei. Și normal că dacă nu știi unde vrei să ajungi cu adevărat, nu o să poți să ajungi acolo. Că n-ai unde să ajungi. Dar gândește-te că sunt tineri care au 15, 16, 17 ani sau care sunt la facultate și am eu așa o vagă bănuială că nu s-au gândit să-și adreseze întrebarea cine sunt. Cine sunt eu? Încotro cu mine. Au urmat același stil pe care l-am urmat și noi. Merg 12 clase, merg la facultate, așa mi s-a spus, așa e mai bine, mă duc, îmi găsesc un job, Doamne ajută, da? Okay. Și pe urmă mă blochez în motive. Asta e drumul cel mai ușor de parcurs, de a face ce face toată lumea, să te duci unde se duce toată lumea și apoi să te dai capul de ce se dă toată lumea cu capul. Dar în momentul în care ajungi și realizezi, în primul rând realizezi că ești pe drumul ăsta, atunci poți să dai seama că nu e ce trebuie și să începi să spui întrebările. Nu e târziu la 17 ani să spui întrebările, nu e târziu la 20, nici la 25, la 30, nici la 40 nu e târziu, pentru că oricând poți să începi ceva nou și să te apuci atunci de făcut. De ce ar fi târziu la 30 de ani? Mai ai 60 de ani în față. Care e problema? E bine că ți-ai programat 60, că pot fi și 100, depinde de la un om. Speranța de viață e din ce în ce mai mare, mai nu? Mare, așa că spune-mi la ce vârstă ai început tu să-ți adresezi anumite întrebări. Nu știu cât de departe am mers cu întrebările astea, dar cred că sunt vreo 4-5 ani de când am încercat să mă cunosc cu totuși un pic mai bine decât credeam că mă cunosc și am descoperit mult între timp. Dar adică încercând am descoperit că nici asta parcă n-aș face, nici asta, nici asta, am eliminat din variantele pe care le aveam și încep să-mi dau seama din ce în ce mai bine cam pe ce drum sunt și să mă înțeleg și să fiu ok cu mine și să am încredere în ce fac în momentul ăsta și că mă îndrept acolo unde am vrea să ne îndreptăm. Dar, să zic că sunt 4-5 ani în care am avut un pic de muncă și mai am încă pe atât de muncă, dar suntem pe drumul bun. Cam asta. Cam pe unde ești? Dacă ar fi 10 etaje către succes, cam pe la ce etaj ești? Ce înseamnă? Depinde ce înseamnă. La, nu știu, poate, în momentul ăsta pot să zic că sunt la 5-6, dar pot să ajung la 8-9 la ceea ce cred acum și să îmi dau seama de fapt că iarăși eram la 5-6 și că mai am încă 5-6 și tot așa. Adică, cu cine te compari? Cu cine te compari? Cu ce eram acum un an, cu ce eram acum 2 ani, cu ce eram acum 3 ani, cu adică nimeni. Cu tine. Exact, n-ai cu cine. Dar n-am eu, cel puțin nu spun nimănui să nu se compare cu cineva în exterior, dar e, din punctul meu de vedere, e ceva greșit. Te compari cu ce ai fost și ce ai reușit să obții. Ce facem cu toți oamenii care ne influențează pozitiv, cu toate modelele, cu supereroii pe care îi urmărim, dăm bani la cinema ca să ne inspire? Ok, dar te inspiră, depinde. Dacă te inspiră, e foarte bine, pentru că te împinge să faci ceva. Dacă e un model bun și care te ajută și care te duce mai sus, de ce nu? Dar, din păcate, n-avem numai modele bune. Și apoi, păi ok să investești în ceea ce ți-aduce o doză de optimism, o doză de curaj, o doză de inspirație, o doză de lucruri care te fac să fii în fiecare zi mai departe decât ți-ai propus. Deci e ok. Pare că e foarte simplu pentru tine. Nu știu, serios, vorbește de relaxat ca și cum... Musai, ne simțim cu toți acum obligați să facem cele mai tari chestii și să nu ne mai găsim niciun motiv, chiar dacă n-am vorbit încă despre ele. Cred că până și cei care ne urmăresc acum nu dau niciun mesaj pe WhatsApp și nici nu ne scrie nimeni niciun comentariu, pentru că toată lumea ascultă ceea ce spui tu.
probabil. Dar și tu ai o poveste. Nu poți să crezi că ai fost perfect așa din prima, că ai venit la pachet, sau să ai te gata, uite, uite, domnul Dan, tu ești ideal, tu nu ai nimic de învățat de la viața asta, tu înveți pe ceilalți și cu asta basta. Cine e perfect? Nu e nimeni perfect, dar ai timp, ai de învățat, ai timp să înveți, trebuie să ai curajul să înveți, să ai curajul să accepti cine ai fost și că ai fost și că ai făcut ce ai făcut și să le iei în brațe și să zici asta am fost, dar m-am schimbat. Mai nasol e să fi fost omul care ai fost și să rămâi acolo și să rămâi, să te plângi, să rămâi în groapa asta în care ai fost, să zici asta atât pot, fără să dai seama că de fapt se pot schimba lucrurile astea și atunci ai numai de câștigat. Toți avem o poveste și toți avem o chestie. Na, fiecare vine de undeva. Și dacă știi cine ești și de unde ai venit și cam cât de departe ai ajuns, pentru tine, nu cine știe pe ce piedestal trebuie să fii pus sau pe cine știe ce tron. Asta dar că pentru tine. Simona Halep nu a avut decât niște trepte. Da. Serios, da? Și probabil că și ar fi niște meritat mai mult și merită în continuare mult mai mult de atât. Deci mai contează ce îți proiectezi, contează cine ești tu cu adevărat. Ce facem cu gura lumii? Care? Ce? Oamenii care din când în când ne mai spun, băi, că nu e bine, că nu e așa cum zici tu, că ia mai lasă-mă cu toate poveștile tale. Contează cât de mult te interesează ce spune lumea și ce păreri au și ce păreri îți imprimă. Contează cât de mult te afectează chestia asta. Dacă nu te afectează deloc și ești pregătit să încerci orice rezonează cu tine și orice te scoate din starea de confort, dar ca să ajungi acolo unde vrei, dar fără să te intereseze ce se întâmplă în rest, în jurul tău, cu ceea ce vede lumea și nu-ți pasă de chestia asta, ești ok. Și o să poți să faci tot ce ți-ai propus, cum și eu am făcut de un milion de ori, am făcut tot felul, am venit o dată la 2-3 luni, la 4 luni cu o idee și am zis, mamă, de astăzi fac toată chestia asta, am făcut-o. Am dat o bară total, am făcut de la zero, astăzi poți fac asta. Poți să-mi dai un exemplu de lucru pe care l-ai început și pe care nu l-ai dus la bun sfârșit? Poate, nu știu, acum câțiva ani începusem să fac ceva legat de muzică și mi-a plăcut foarte tare și încă îmi place, dar m-am oprit undeva pentru că nu aveam nivelul la care m-aș fi așteptat să fiu și poate nu l-aș avea nici acum. E o chestie la fel, stai, la care trebuie să lucrezi. Tu ce faci, îți găsești motivul în emisiunea asta în care nu trebuie să... Nu, mi-am dat seama de ce. Și... poate că și în capul meu urmează să fac din nou asta. Dar m-am oprit la momentul ăla și am început cu altceva. Și am făcut mai departe. Și acum, din nou, la fel, spre exemplu, cum suntem cu sala de fitness. Am venit să fac tot ce facem cu antrenor personal, să lucrez ca și coach, ca și antrenor, ca și ce vrei tu, personal trainer, cum vrei să-i spui. Și ușor, ușor îmi dam seama că nu sunt neapărat făcut pentru chestia asta. Îmi place pentru că sportul este un mod de viață. Este o chestie pe care am acceptat-o în viața mea de la început și pe care pe drumul ăsta vreau să duc foarte mulți oameni. Dar nu e neapărat ce aș vrea să fac zi de zi, să stau să număr repetări și să stau acolo, hai că poți încă două. Dar e o chestie care îmi place. Dar poate că n-aș face-o non-stop. Și atunci îmi dau seama că nici ăsta nu sunt făcut exact pentru chestia asta, dar sunt făcut să construiesc oameni și să-i ajut în altfel, nu doar pe numărat repetări. E o chestie, o direcție în care am mers, am văzut că pot să ajung aici, de aici îmi dau seama că iarăși eu am ajuns la o altă bifurcație și de aici am de ales din nou. Cine îți spune că e important să mergi mai departe? Eu. Cine poate să spună că e important? Adică... îți pot spune prietenii, îți poate spune iubita, soția... îți pot spune necunoscuții. Da. Măi, te descurci, bravo, dar nu vrei să faci altceva, că asta o faci deja foarte bine. Ok, sunt păreri și atunci ce faci? Stai să asculți pe toată lumea și să... nici nu poți să mulțumești pe toată lumea. N-ai cum să faci chestia asta. E ok să asculți, e ok să vezi din diferite direcții ce păreri vin, să-ți dai seama ce se întâmplă în jurul tău, dar e ok să faci ce vrei tu să faci și să nu te intereseze. La modul ăsta să nu te intereseze ce spun ei, dar să asculți totuși ce se întâmplă în jurul tău. Știi? Eu cam pe modelul ăsta am mers întotdeauna. Stai, și... totuși să asculți e un pic complicat pentru mine și probabil și pentru cei de acasă. Deci e ok să asculți și apoi? Asculți părerea și decizia pe care vrei. Dar nu știi că unii oameni se blochează în zona asta? Adică după ce aud și din stânga și din dreapta prea multă forfotă, prea multă critică, nu reușesc să mai facă niciun pas. Efectiv se blochează. N-ai auzit până acum, dar chiar e un motiv. De ce n-ai continuat? Păi m-a blocat Gigel. Mi-a zis că nu sunt bun. Păi... Dar sunt aceiași oameni care peste 5 ani o să spună, bă, dacă n-ascultam de ăla, ce rău îmi pare, ce prost am fost că am făcut chestia asta cu 5 ani. Dacă făceam atunci un pas în direcția cealaltă, ieșeam de 5 ori mai bine. N-ai de unde să știi că ieșea sau că nu ieșea. Dar sunt mulți care le pare rău că au făcut un pas înapoi la momentul respectiv, că au ascultat de X și Y. Și atunci, de ce să fie asta când poți să-ți asculți din start
inima și să te asculți, să asculți ce e înăuntru și să faci, să faci, să faci, să faci. Mai putem să culegem ceva din ceea ce ne dorim noi? Pentru că am tendința de a crede că lumea e superficială și că cei mai mulți dintre noi facem lucrurile pe care le avem de făcut, nu lucrurile care nu ne plac, nu lucrurile care pe noi ne definesc. Trebuie, lucrurile astea pe care trebuie să le facem sunt niște lucruri pe care ni le asumăm date, gata de cineva și trebuie să le fac. Rata la casă. Exact. Trebuie să o achiziți. Trebuie pentru că ai luat o decizie de a face o rată, de a-ți lua o casă, de a face chestii de genul ăsta pe care dacă ai făcut-o, o decizie pe care dacă ai luat-o, trebuie să o respecti în continuare. Pentru că nu ți-o iei pe 2-3 zile, pe 2 luni, o ți-o iei pe câțiva ani. Dacă nu ești, exact ce spuneam la început, dacă nu te cunoști bine în 3 ani de zile și îți dai seama că nu ești acea persoană pe care credeai că ești atunci, n-ai făcut nicio treabă. Adică trebuie să fii aceeași persoană mai departe. Altfel nu te-ai dat seama exact cine ești. Eu, spre exemplu, nu mi-aș face în viața mea o rată la o casă. Pentru că nu m-aș lega la ceva pe termen lung de genul ăsta legat de... Păi tu ești antreprenor, nu ai de ce să-ți faci rate pe termen lung, îți faci rate pe un an, doi. Exact, dar o casă într-un an, doi ar fi bine să-ți permiți ca și antreprenor în România, dar... Da, nu e nimic imposibil. Nu e nimic imposibil. Important este să îți dorești, să nu fie un trebuie. Exact. Și mai contează și în ce domeniu de activitate te învârți pe acolo. Sigur. Că banii sunt cam aceiași peste tot. Da? Dacă te uiți la ploieșteanul de rând, rar găsești unul care să câștige, nu știu, peste 2.500-3.000 de lei. Când câștigă peste 3.000 de lei, deja te gândești, mă, ce face individul. Da, depinde. Bani există, asta nu e problema. Ideea e nivelul la care ești pregătit să-i produci și interesul pe care ți-l dai ca să faci chestia asta, pentru că nu te limitează nimeni la 2500. Te limitează concepția pe care o ai și faptul că în momentul când... Te oprește un lucru. Programul cine? Fix de 8 ore, de luni până vineri. De ce lucruri? Să-mi spui mie că după 8 ore mai vine unul cu chef, da, vreau să mai fac ceva. Nu vine cu chef, dar de ce stai la alea 8 ore dacă atât, toată munca asta pe care o faci și zi de zi, stai alea 8 ore la muncă și vii terminat acasă obosit după fiecare zi de muncă, te scoate din orice stare de a mai face ceva, de ce mai faci asta în continuare? Dacă asta te oprește. Așa trebuie. Păi și... Facturi, da, dar îți asumi mâncare. Zim ce facem cu oamenii care nu au făcut niște alegeri sau nu și-au făcut un plan. Ok. Și care văd distracția ca fiind cea mai importantă. Și zic, băi, fun, chiar vreau să mă distrez. E viața mea și până la urmă, de ce să nu mă distrez? Mm-hmm. Păi, oamenii ăștia... Dar prea mult din distracție și prea puțin din ideea de a face ceva. Exact, e vorba de un echilibru. De a te distra și de a nu te distra și de a face și ce vrei să faci, dar ducându-te spre zona, spre sfera asta de distracție, pierzi din sfera cealaltă. Și în momentul în care pierzi echilibru, în orice ar fi în viața asta, ai o limită aici, în care apoi te va duce în punctul de a te plânge. De a spune, băi, n-am aia. Păi ce ai făcut aia? Păi am făcut un pic, așa, am încercat să fac, dar mai mult de atât ce ai făcut? Păi nu, că n-am putut, eram obosit dimineața, că am fost în club, am fost nu știu unde, am fost plecat, am fost la mare, am fost, dar sunt obosit, acum n-am niciun chef, mai amân cu 2 săptămâni și mai după 2 săptămâni apare ceva și se mai întâmplă ceva. Tot timpul apare ceva. Și atunci, nu, adică, fă ce vrei, că oricine poate să facă, dacă ești fericit cu ce ai, distrează-te, dacă ești fericit cu ce obții înapoi de la viața pe care o ai, e ok. Dacă te plângi, dar totuși continui cu același stil de viață, e problema ta. Adică îți asumi chestia asta. Dacă ești fericit că poți să te distrezi și totuși ai și o viață socială și ai și un salariu sau ceva care să te plătească foarte bine în aceleași condiții, foarte bine. N-ai de ce să te plângi. Dar dacă nu e bine, de ce nu faci ceva în sensul ăsta? De ce continui cu același stil de viață care nu ți-aduce ceea ce vrei? Câți oameni crezi tu că sunt așa nemulțumiți de ei? Dă-mi un procent. 100%. Aoleu. Aș spune. Nu știu, 95%. Păi poate... te-ai pus și pe tine? Da. Tu ești nemulțumit de tine? Nu-s neapărat nemulțumit, dar știu că se poate mai mult. Știu că... Întotdeauna se poate mai mult. E zona de clișeu aici. Mm-hmm. Tu ești mulțumit de tine? Cu ce am făcut și cu ce se întâmplă în ultima cu perioadă, ești? Da. Cu cine ești tu? Da, să cu ce se întâmplă. Păi, ce am reușit să devin și ce văd că se întâmplă în ultimele... Și că noi ne uităm la tine, tu omul, da? Adică noi ne uităm la televizor acum și vedem pe Dan Dinescu. Da. Nu vedem neapărat munca din spatele tău, nu vedem neapărat nopțile pe care nu le-ai dormit. Da. Vedem ce exprimi tu. Și oamenii au această capacitate la nivel nativ,
de a privi către cineva și a vedea că, păi, e ce trebuie. Ne inspiră sau nu? E... Vrem și noi? Vrem și noi sau nu vrem? Vrem. Ok, bun atunci. Dă-ne și nouă. Dă-ne din ce faci tu. Ne-am zis că există o tavă așa pe care o tot împingem și zicem, hai, dă-mi și mie un pic din ceea ce ai tu. Chiar ai o rețetă? Pentru ce fac? Pentru cine ești? Pentru cine ești? Eu tot pun accent pe cine ești, neapărat ce faci. Am o rețetă în sensul că întotdeauna am făcut și ce am vrut, la cel mai serios mod. Am făcut, dacă ceva nu mi-a convenit, am făcut tot ca mine, mi-am asumat consecințele. Că a fost vorba de ceva muncă sau chestii, aia e. Și nu vorba de copilării de genul ce făceai la 15 ani, mamă, fac ce vreau, plec de acasă și nu mai vin până la 11. De-astea. Chestii destul de mature pe care mi le-am asumat și am încercat totuși să fac exact cum am vrut și care au fost o decizie pe care am respectat-o. Și mi-am asumat ce s-a întâmplat și am încercat să o duc pe calea bună. Poate n-a fost tot una decizia bună, dar am dus-o de acolo să fie decizia corectă. Și asta mi-aș dori să facă toată lumea, pentru că stând foarte mult timp și petrecând foarte mult timp în zona asta de a vedea dacă faci decizia corectă și dacă tot ce, orice consecință își are rostul și e ceea ce trebuie, nu o să faci niciodată nimic. Acolo pierdem foarte mult în idei și în a petrece timpul, a face teorii și a veni cu tot felul de chestii pentru care nu merge, care ar fi bine, care... Acțiunea a fost, la mine asta a fost tot timpul, a fost o cheie în care am zis asta fac și asta am făcut, am văzut mai departe ce e bine sau nu, ce am pierdut, o lună, mai am 80 de ani, care e problema? Adică unde poate să fie? Așa să te duci la bănci, ești foarte convingător, ori să-ți dea oamenii ăștia un credit pe cât vrei tu, dar tu nu o să-l accepti. Uite, da. Magdalena Grecu spune că distracția prea multă este fuga de realitate. Hai să comentăm un pic. Deci prea multă distracție înseamnă că fugim de ceea ce e pe bune. Sigur, dar tot timpul fugim de ceva și fiecare își găsește fuga asta în ceva. Unii își găsesc în distracție, unii își găsesc în ori, tot felul de, în sport, în tot felul de activități care sunt acolo. Și culmea, îmi place cine a spus chestia asta pentru că ne cunoaștem și mă și cunoaște un pic foarte bine ca om și știe că niciodată n-am fost omul care să se distreze atât de mult și care să... Adică mă distrez în felul meu, nu în felul în care vede societatea ca și distracție. Da, e o fugă. Distracția asta încearcă să te facă să evadezi din problemele astea pe care le au oamenii și să uiți de chestia asta. Să te duci într-un grup, în tot ce înseamnă partea asta socială, unde ești întreținut de alții care și ei vor să se distreze și atunci te convingi, e mult mai ușor să te convingi că n-are rost să-ți bați capul să faci niște lucruri, pentru că mai bine te distrezi. Mm-hmm. Pentru că asta e concepția generală. Dacă ești în zona asta, asta o să-ți spună. Dacă mergi în partea cealaltă de antreprenor, de motivație, de, o să spună că n-ai de ce să te distrezi, că n-ai de ce să faci chestiile astea. Așa zic antreprenorii, să nu ne distrăm. Nu, asta nu poate asta să merge zi și noapte, muncă. Prea multă asta. Muncă. Prea multă muncă, de-aia zic echilibru. De echilibru. Hai să mai reafișăm un pic tema emisiunii și în același timp să țineți minte numărul de telefon 0736234235, hai că l-am și învățat, e foarte bine, pentru cei care ne tot scriu pe WhatsApp. Noi căutăm motive pentru care voi nu ați reușit. Serios, deci motive pentru care nu ați reușit. Și puteți să ne scrieți orice motiv ca să-l putem comenta. Zicea o persoană pe WhatsApp că cel mai mare motiv pentru nereușite este educația. Educația. Omului n-a specificat dacă e educația pe care a primit-o, dacă e educația de la școală. Educația în sine. Educația în sine este o mare problemă și ne lovim de ea, nu numai noi, și mult depinde ce înseamnă, la care educație ne referim, pentru că poate să fie educația economică, de a învăța ce să faci cu banii, cum să investești, cum să jonglezi un pic cu chestia asta, pentru că tot timpul poți să ai ca și motiv banul. Poate să fie educația, pentru că nimeni nu te învață, de fapt, în școală înveți niște chestii total irelevante din punctul meu de vedere în momentul ăsta pentru ceea ce ar trebui să te pregătească pentru viață, pentru că nu mă ajută nimic să învăț nu știu ce poezie, nu știu ce roman sau pentru ce se va întâmpla apoi. Este, da, educația în sensul ăsta. Iarăși este o problemă și, na, poate că acum eu nu aș mai face școala dacă mai pune pe mine, mi-aș da copilul la școală. Să ducă într-o școală. Stai că zici un lucru foarte dubios. Școala nu înseamnă educație. Vezi că sunt măcar oameni care spun aici, un om minunat, spune Ioana. Magda spune, Dan e un tip înțelept, știe să facă cele mai bune alegeri. Pe urmă, altcineva, Andreea, un om foarte înțelept. Deci, da, și e o chestie din nou pe care cum adică să te duci la școală? Te explică. Ce înveți de la școală? Matematică, limba română, cultură generală. Ce ai nevoie să mergi la școală să înveți astea?
Sau poți să înveți astea. Da, nici nu poți să stai singur acasă, pentru că părinții tăi sunt plecați la muncă. Singur acasă, ceva. Într-un mediu privat în care să înveți exact... Tu vrei homeschooling-ul ăsta să fie ceva de genul, exact, ceva de genul ăsta. Da, dar nu mai, nu mai interacționezi cu alți tineri, nu se mai înjură între ei, nu mai e bullying-ul ăla, știi, în offline. Și de ce aș vrea asta pentru copilul meu în momentul ăsta? E corect ce spui, da? Ce facem? Îi ținem pe toți acasă? Dacă acolo să ajungi și asta e de asta este nevoie ca să ajungi cu el să fie diferit față de restul și să nu se ducă în jos cu toată planeta și vrei să rămână printre aia 5% care poate reușesc să facă ceva în viață fără să fie nevoie să facă câte o chestie, să facă ce se întâmplă în jurul nostru. De ce să nu? Adică dacă asta e soluția, asta o faci și asta o accepti ca și idee și ca și soluție și na, poate că avantaj... Nu am experiența necesară, n-am de unde să știu, dar văd ce se întâmplă și îmi dau seama că eu cu al meu, spre exemplu, până la vârsta la care am, aș avea posibilitatea să iau decizia pentru el, asta aș lua. După aia poate să facă ce vrea, cum vrea. Și aș încerca totuși să mă mulez pe cine este și la fel să-l învăț întâi să se descopere, să-și dea seama ceea ce este. E un comentariu, îmi place foarte mult. Venit direct pe WhatsApp, zice, cel mai mare motiv pentru care nu am reușit până acum este un de ce puternic. Și noi, mă, dar de ce, mă? De ce? Și okay. Pentru a construi un de ce este nevoie de educație, dar nu una formală, ci nu una formală instituțională. Motivație prea aruncată așa în față și consideră că dispare la scurtă vreme după apariție. Deci acel de ce? Cineva are motivul, mă, dar de ce? Și vreau să fac aia. Și spun, mă, dar de ce? Păi înseamnă că nu te cunoști. Dacă ai de ce-ul ăsta, înseamnă că n-ai înțeles nici cu adevărat. Nu-ți dai seama cine vrei să devii, cine ai putea să fii, ce priorități ai și ce, exact ce spuneam, ce opțiune ai, ce vrei cu adevărat. Și ai de ce-ul. De ce-ul ăsta trebuie să fie lămurit înainte să te apuci de treabă. Dacă nu e lămurit înainte, acolo se întâmplă totul. Exact cum ai spus, motivația asta e foarte mișto. Te-a pus să faci o chestie 2-3 luni, un an de zile, 2 și după aia, stop. De ce? Pentru că nu știi pentru de ce. Că ai acel de ce. Pentru că nu știi de ce. Să nu apară acel de ce, că e o problemă. Înseamnă că nu e ceea ce trebuie. Înseamnă că nu te-ai lămurit exact unde vrei să fii. Și ai de ce ăsta. Corect. Practic nu e neapărat un refuz, ci este ideea că hai să vedem cum stau lucrurile, să vedem pe unde suntem. Da. Cristina Stan spune ceva legat de noroc. Okay. Gen, n-am reușit din cauza norocului. Și... sau că norocul le surâde doar celor care sunt curajoși. Întotdeauna va fi chestia asta, pentru că nu o să stai niciodată pe canapea acasă și să vină cineva să zică, auzi, nu vrei să câștigi la loto? Sau, nu, dacă te-ai dus și ai pus un bilet la loto, poate că ai mai multe șanse de câștig. Dacă faci în fiecare zi câte ceva să se întâmple o activitate sau să ai parte de ceva, trebuie să te învârți în mediul ăsta care să-ți creezi oportunitățile care să te duc acolo. Nu poți să aștepți să-ți vină lumea, sunt antrenor, stau la mine în cameră și aștept să-mi vină clienți. De unde? Nu, trebuie să fii în fiecare zi să-ți dai oportunitățile astea singur, pentru că nu o să vină. Norocul ți-l creezi singur. Adică nu există norocul și clar, se pot întâmpla lucruri foarte mișto. Dar nu aș cumpăra ideea asta de noroc mai mult de un 10%, unde e vorba, nu suntem născuți când am fost născuți. Acum suntem în mediul ăsta cu online, cu tot ce înseamnă Facebook, acum tot suntem ce internet, chestiile astea. Am născut când aveam Wi-Fi în casă. Da, și acum la vârsta la care o avem, ne permitem să avem toată partea asta de online prin care ne putem dezvolta. Dacă ne nășteam acum 100 de ani că nu exista așa ceva, ce făceai? Cum... tot ne dezvoltam, dar nu aveam internet. Dar nu te vedea nimeni și atunci nu ai de 100.000 de ori mai mult de ori noroc acum, când ai toată dar chestia asta și poți să stau... pe ceilalți. Și că doar foarte puțin și în momentul ăsta prezent sunt cei care se ridică. Mi se pare că e un miraj ăsta, acum poți să te exprimi. Da, te poți exprima, dar ai și mai multe bariere. Și cel mai bun exemplu este algoritmul. La modul serios, matematic discutăm, la matematic, da? Adică dacă nu ești încă cineva, te vei lovi de un algoritm. Și vei putea să furnizezi informații pentru o plajă foarte restrânsă. Dacă ești un om urmărit de 1 milion de oameni, da, e adevărat, nici algoritmul nu se va putea ține după tine și nu va putea să zdoboare din ideile tale sau din motivația pe care o livrezi. Tocmai de-aia trebuie să ieși un pic din buclă. Uite, Alina, și chiar cred că ți-ai cumpărat comentariile, glumesc, dar să știi, pe bune, le citesc așa, zici că ai cel puțin 50-60 de ani. Și ca se întâmplă, după o vârstă încep oamenii să te aprecieze mai mult, să vadă în tine un soi de mentor. De acord cu Dan, școala e bună până la un punct, copilul ar trebui să poată alege către ce se îndreaptă la un moment dat și după ce se satură de ore de materii inutile și munți de teme pentru acasă. Apropo, Dan, ești super tare.
Sunt probabil oameni cu care interacționez și care sunt apropiații, nu apropiații în sensul de îi cunosc de 100 de ani, oameni cu care de când am ajuns în România am început să lucrez și să formăm o mică familie în ceea ce înseamnă ce-ți povesteam cu studiourile noastre, cu tot ce înseamnă partea asta de fitness, din care noi încercăm să trecem de fitness, care mergem mai departe pe ce vrem de la noi și ce încercăm să obținem. Și probabil că le mulțumesc oricum dacă ei sunt și dacă nu sunt ei. Da, cum, sunt chestii foarte tare, frumoase și chestii tare. Care... Na. E ceva acolo la mijloc. Înseamnă că le transmiți ceea ce ei îți solicită. Spune-mi, mă bucur. Știi că acum circulă pe Facebook povestea aia legată de toate doamnele și domnișoare care zic, dragă, știi că am spus că o să mă apuc de sală la vară și că o să arăt fit, iată, acum a venit vara, trebuie să mă iubești așa cum sunt. Ce facem? Știi că e o problemă, așa, e o problemă mai mult din punct de vedere vizual, din punct de vedere al femeii care se privește în oglindă și care nu se mai simte bine cu ea sau care își face un selfie și realizează că motivul pentru care nu iese din casă ca să se simtă bine, să meargă la distracție, este oglinda. Este poza aia jalnică care n-a putut fi modificată și nici măcar un instrument cu bani cumpărat de pe App Store sau de pe magazin Play nu a făcut minuni. N-are ce să-i facă. Și nici poza n-a primit like-uri pe Instagram. Hai că asta e una dintre da, pe de asta se lovește și ne lovim, exact ce spuneam mai devreme, părerile celorlalți. Și deja asta vrei să spui de faptul că ne lovim deja de părerea noastră și asta te face să te blochezi. Cred că foarte mulți oameni din nou au problema asta cu ei. Adică nu se acceptă deloc și nu sunt ok cu ceea ce se întâmplă. Poate că la 15 ani mai merge, la 20, dar hai să creștem un pic și să ne dăm seama că nu contează și nu contează deloc față de ce om ești. Depinde, poate să conteze acum și atât aici vrei tu să fie bariera ta. Și să te vezi în oglindă și să zici gata, nu pot să fiu fericit cu viața mea pentru că, din nou, poți să ieși de acolo, poți să te scoți din mediul ăsta și să observi. Dar e un mediu în care în 2018 asta se întâmplă. Vezi pe internet, pe toate site-urile de socializare, poze modificate, perfecțiunea întruchipată. Orice femeie, numai pozele frumoase, numai fit, numai abdomen, numai brațe frumoase, numai picioare, numai... Și cum poți tu să ieși pe stradă să ți se vadă un pic de celulită, să ți se vadă nu știu ce, să mă un pic, nu se mai uită ăla la mine? Problema e... Aici e problema. Că vezi tot ce înseamnă în jurul tău, ți pare că totul e perfect și numai tu ai probleme. Și care e realitatea, de fapt? Cum? Care e realitatea? Că toată lumea le are pe ale lui, fiecare om le are pe ale lui și fiecare om își vede defectele și e conștient de defectele lui, dar hai să nu ne bazăm pe ceea ce înseamnă calitățile. Păi tu vezi că acum ai supărat cel puțin o fată care ea crede că e perfectă? Cel puțin o fată a spus, păi cum mă, Dan, că eu n-am nici celulită, nici vergeturi, sunt fit, am abdomen, vin la tine la sală. Crezi că nu le au și ele pe ale lor? Nu toată lumea are ceva. Eu sunt convins de asta, dar până la a descoperi, așa, prima impresie e cea care contează. 15 minute, e adevărat. Da, prima impresie acolo. Ok. Cine vrea să joace pentru prima impresie, să joace pentru prima impresie. Nu e vorba despre asta în viață. E vorba despre prima impresie toată viața. Adică ai 80 de ani, 90 de ani, mai contează prima impresie? Eu merg, o să-ți merg pe ideea asta. Eu mă gândesc că deja o să arate vlogărițele astea peste vreo zi 30-40 de ani. Stai seama ce o să fie O să acolo. Te abonezi pentru că ele au găsit o cremă minune care... Sunt un pic greu tăcios. Hai să văd. Frumusețea, să știi, frumusețea asta exterioară contează. Contează. Tu știi foarte bine asta. Într-o măsură, da. E, cred că, 70% din cine suntem noi azi. 70% din starea noastră pe care noi o putem avea astăzi. Pe care o putem avea la orice petrecere. Ne uităm unii la ceilalți și avem discuții ori pe zona politică, ori pe zona de sport, fotbal, sau pe iată-l pe ăla cum îi stă în haina cu tare. Nu știu care, la ce petrecere ai fost ultima dată, dar eu la ultimele 100 cam asta am auzit. Ăla a slăbit, ăla s-a îngrășat, ăla a făcut nu știu ce, ăla cu burtică, deși nici nu s-a căsătorit bine. Cam așa sunt discuțiile. Astea sunt discuțiile, dar de-aia, cum să zic, nu vreau adică să fiu, dar de-aia e nivelul care este în jurul discuțiilor. Pentru că asta, hai să discutăm despre ce am făcut, despre, și nu despre ce am făcut, câți copii și câți bani ai investit în, sau câte case ți-ai luat. Nu, ce ai făcut să devii ceea ce, dacă s-ar schimba discuția și zona discuției, ar fi altceva decât dacă ar conta ambalajul. Dar ăsta e nivelul, asta e problema. Asta e nivelul. Hai să-ți mai citesc din ceea ce ne scriu oamenii și să stai un pic mai drept la cadru, ne spun colegii noștri. În primul rând, tu trebuie să te simți bine, zice Alina, bine cu tine, să te accepți.
Există o vorbă care sună cam așa: nu e treaba mea ce cred ceilalți despre mine. Nu e treaba mea ce cred ceilalți despre mine. Ok? Mai departe, singur faci ceva pentru tine. Nu te plângi. Dar asta cu nu e treaba mea ce cred ceilalți despre mine. Păi și atunci și mai punem poze pe Facebook și pe urmă vrem like-uri și comentarii? De dacă nu e treaba noastră ce cred ceilalți despre noi, deci s-a mai inventat like-ul, deci s-a mai inventat love-ul? Păi pentru că 99% din oameni în direcția asta merg. Și de-aia sunt 1% care sunt fericiți. Da, știi că dacă nu mergi și pe direcția asta, ai mult mai multe șanse să eșuezi. În care pentru direcție? Că ești împotriva sistemului, împotriva turmei. Așa. Că și turma are un efect important. Okay. Când ești printre foarte multe oițe, ești protejat. Știi că cu toți avem această nevoie de confirmare, de a fi într-un grup, de a face parte dintr-un grup. Când nu mai facem parte dintr-un grup și suntem singuri, luptăm cu tot ceea ce vine. Și luptăm singuri. Bun, și suntem... Câte milioane de oameni suntem pe planeta asta? Cred că suntem niște miliarde. Vezi? Și atunci, de ce nu pot să fie toți acolo și să fie 1 milion care sunt, să se lupte pentru... Nu trebuie să se lupte toată lumea să iasă din turmă. Să stea toată lumea unde vrea să stea. Dar, din nou, revin, dacă tu ești fericit cu ceea ce se întâmplă, e ok. Adică nu e nicio problemă. Poți să faci parte din câte turme vrei și din ce turmă vrei și din ce sectă vrei. Dacă ai o problemă în chestia asta și nu te simți că nu te încadrezi nicăieri și că nu ești acceptat de nicio parte și de... Atunci ai o problemă și atunci încearcă să faci tu. Fii atent. Aici sper să ne spună și vârsta, pentru că e un pic un șoc. Un motiv pentru care am eșuat în viață, deci așa formulează telespectatoarea zi mesajul, bine, acum am primit și vârsta, cred că mai are șanse. Că nu cred, cu siguranță mai are șanse. Ar fi faptul că renunț prea ușor și totodată gândesc negativ. De-aia spune așa, un motiv pentru care am eșuat în viață. Deci ea spune clar, am eșuat în viață. I-am dat off, shutdown. Bine, poți să-i dai din nou on, nu e atât de greu. Mai exact, cred că ar fi vorba de lipsa încrederii în mine. Spune Maria, care are 25 de ani și pe care o salutăm pe această cale. Ce facem cu Maria? Ce facem cu încrederea Mariei? Nu știu, ideea e că... Facem un serial, încrederea Mariei. E greu la 25 de ani să spui că ai eșuat în viață, nu există așa ceva. Măi, dacă e așa, deci să știi că dacă e așa simte, da. E experiența ei. Da, dar Maria, spune-mi mai multe, adică cum adică ai eșuat la 25 de ani? Ce înseamnă eșuat? Nu poți să eșuezi la 25, ai cât ai? Un sfert de secol, e puțin. Poți să o dai în bară cu 2, 3, 4, 5 chestii, dai în bară și ce? Mai... toți renunțăm ușor și e ușor să o iei pe partea asta de a renunța pentru că ai greșit o chestie și să pare că ai eșuat. Poți să te blochezi foarte tare, să te plafonezi pentru că ai făcut ceva și nu ți-a ieșit și gata. Nu există. Există, te ridici, te aduni și te apuci să faci mai departe. Nu cred că există vreun om pe planeta asta care să n-aibă impresia că la un moment dat a trăit o tragedie și că nu se mai poate ridica. Și după 5 ani de zile Dacă mai apucă 5 ani de zile. Dacă mai apucă. Sunt mai multe categorii. Da? Adică noi vorbim despre motivație, dar trebuie să se înțeleagă foarte clar că nu toată lumea reușește în viață. Nu toată lumea. Și nu toată lumea reușește pentru că nu toată lumea își propune să reușească. Da. Și fiecare alege ce înseamnă pentru el să reușească. Pentru că nu toată lumea trebuie să aibă milioane de euro. Și câți oameni sunt pe planeta asta care au bani ăștia și câte companii sunt, mamă, ce au reușit și ce au... Sunt puține. Nu sunt multe. Sunt puțini oameni. Tentant să vorbim și despre ele și să ne și facem un model din ceea ce exact. Vedem. Dacă nu reușim, n-aude nimeni despre povestea noastră. Dacă avem șanse, dacă suntem pe acolo, cu siguranță l-am dat cineva o să ne ia măcar un interviu. Zim ce înseamnă pentru tine, Dan, să fii un om de succes. Pentru mine... Să reușești. Nu știu ce înseamnă mai mult decât să zic că să reușesc să fac niște schimbări în viața mea pe care le-am făcut și apoi să reușesc să proiectez asta în viața celorlalți oameni din jurul meu și să aduc valoare prin acțiunile mele, prin ceea ce reușesc să fac, să creez valoare și să fiu, să se pună preț pe ceea ce fac, să fie apreciată munca pe care am făcut-o în decursul anilor sau pentru fiecare om în viața care a reușit să intru, să aduc ceva în plus tot timpul. Și atunci consider că e un succes. Și să pot, spre exemplu, să ajung când se termină tot viața, să fie acolo, să-i asculți pe oameni ce au cu adevărat de spus despre tine și să dai seama ce fel de om ai fost. Stai, când ți face pielea de gâine. Dar nu
nu să acolo când îi ascultă toată lumea. Ba da, să nu acolo când îi ascultă toată lumea. În sinea lor, când au aflat, zic că aoleu, păcat că omul ăsta, noroc, din datorită lui am făcut asta. Și de asta. Atunci pleci tu cu adevărat împlinit, să înțeleg. Atunci îți dai seama, îți dai seama. Da, e dubios, știu, dar... E dubios că ți-ai programat ideea asta, adică tu o ai acolo în minte și o spui acum în emisiune. Vă spun și eu știu în fiecare zi, că aș vrea să știu că am lăsat cu... Nu vorbesc ce, sunt, ce zici tu de la început. Nu cred că există om care moare și despre care se vorbește urât. Păi asta zic, nu ce se vorbește în față, ce crezi bine. În momentul ce ți-a venit în cap prima idee. Păi fă un chestie, dar fii atent, e foarte simplu, n-are rost să mai mori. Deci, pe bune, poate să găsești o soluție prin care să nu mai moară nimeni, Doamne ajută. Sau? Da? Fă un formular, fă un chestionar online. E cea mai simplă chestiune și eu chiar o să pun în practică treaba asta, mi se pare foarte util. Da? Și o să fie în felul următor. Alegeți un nickname, ce vrei tu. Da? Puteți să copiați ideea asta, este foarte fain și constructivă, e de dezvoltare personală sau de nedormit cu nopțile. Da? Deci doar un nickname, poate fi Gigel, Vasilică, Gheorghița, nu contează. Și părerea ta pe bune despre mine. Care e părerea ta pe bune despre mine? Deci nu o să știi niciodată cine ți-a scris acel mesaj. Poate să fie constructiv, negativ, pozitiv. Da? Nu mă refer la oamenii care înjură, nu să zică, băi, toate cele astea. Alea de seama că sunt... Da? Și efectiv să spună cineva ce crede despre tine. Poți să faci asta. Cum ți se pare ideea? E foarte mișto ideea. Ai pune-o în aplicare? Probabil că da. Și poate, de ce nu, cândva, la un moment dat se va întâmpla... Da, adică așa să te provoc acum, cât mai curând. Da, nu știu, habar n-am. Nu, eu... dacă te duci în direcția asta, da, e ok, poți să încerci, probabil, știi? Dar e strict ideea, știi, de... Poți să mai faci două selecții, să fie masculin sau feminin, ca să vezi dacă... Să știi măcar... Da? Și poți să mai faci încă un filtru, hai să-l numim, întrebarea aia, spun tip mișto, da sau nu? Da sau ba. Faci un oracol, dacă iei așa, te apuci și faci o listă întreagă de... Oracolul era semnat de acolo cine a scris, ce a scris. Fără așa, pur și simplu. Dar poți să faci multe cu ideea asta, dacă n-ai ce face. Și dacă apoi ai timp, exact cum ai zis tu, să nu dormi nopțile, să stai să citești de fiecare parte. Important e că poți să traduci chestia asta. Să știi că e utilă. Normal. Sunt tineri care la final de clasa 8-a sau la final de clasa 12-a își împart gândurile. Uite, ăsta e gândul meu pentru tine, dar ți-l pune aici, tu nu o să știi chestia de la mine direct. Uh-huh. Și o să-l citești mai târziu. Și ai să vezi ce și cum. Uite, mai am un exemplu pentru tine, l-am încercat în ultima tabără pe care am fost prezent împreună cu un profesor de franceză. Sigur, ai auzit de Caragiaur. Nezdel, nu? Ok, e un exercițiu prin care fiecare individ în parte își scrie o scrisoare. Da? Da. Mi se pare... Am auzit de exercițiu, îl cunosc, că mi-a plăcut și mie foarte mult ideea când am auzit de ea. E și bun, e și rău. Da. Dacă ar fi să ai acest exercițiu, să-ți scrii tu ție, ce ți-ai scrie? Care ar fi ideile principale pe care ți le-ai transmise? Dar încearcă să intri un pic în stare. Să... Încerc să-mi dau seama, da. Nici să nu pierd timpul ca așa, să mă gândesc jumătate de oră și poate merge și ceva bun. Punem pe emisiunea pe stop și dăm play mai târziu. Nu știu, mi-aș scrie multe lucruri. Mi-aș reproșa eventual niște chestii. Deci ai început prin a-ți reproșa ceva, ok? Da, pentru că apoi să ajung în momentul în care îmi dau seama că tot ce am făcut a avut un motiv, că doar orice faci la fiecare moment, îți dai seama că îl faci pentru un motiv și pentru ceva care ți se pare bun în momentul ăsta. Nu-l faci ca să fie rău, îl faci ca să ai un rezultat bun din chestia asta, pentru că ți se pare că e alegerea cea mai bună. Și o faci pentru chestia asta. Felicitări acolo. Bravo, Dan, ești foarte tare. Da. Proful de sport, super! Aș pune un felicitări, dar ideea e că nu mi-aș micuț, pune numai mie. Ar fi micuț acolo felicitări sau ar fi mare? Nu, ar fi mare. Ar fi foarte mare, dar ar trebui să-l adaug, să-l alături și unor alți oameni. Adică, practic, acea scrisoare ar fi și pentru ceilalți. Da. Adică, foarte frumos. Văzut din exterior, n-ar fi numai datorită mie. Adică, clar, dacă n-aș fi avut de unde să atrag energia asta și niște lucruri, nu exista. Adică... Hai să mai citesc din mesaje, că o să supere oamenii pe mine că nu le dau citire, măcar celor mai importante de pe aici. În general, tu ca pasăre fiind, să începi să zbori singur, frica de a experimenta ceva nou, care acel nou ne poate face atât de mult bine. Deci, probabil că ideea pe care noi am discutat-o mai devreme, e important să fii o pasăre liberă, ți-e teamă să zbori așa nicăieri, dar spre nicăieri găsești ceea ce probabil te reprezintă. Și spune chestia asta, Cire, așa îl cheamă, o cheamă, okay. Și are 26 de ani. Okay. Da, e adevărat că mergând pe fiecare om, dacă merge pe ceea ce îi spune inima și pe ceea ce își dorește și pe ceea ce crede că poate să facă, și în momentul în care iei atitudinea asta de totul este responsabilitatea ta,
ai numai de câștigat dacă ți-asumi câștigurile, pentru că știi că tot ce ai făcut, ai făcut tu și ești o pasăre singură, cum spune și el, și ai făcut chestiile astea, e datorită ție, pe munca ta, pe tot ce ai încercat să faci. Dacă ai pierdut, totuși ești responsabil. Nu poți, n-ai voie să arăți cu degetul stânga-dreapta. Adică îți asumi tot ce înseamnă și câștiguri și... Cu datul vine, asta e că trebuie să jucăm și un pic de aș n-aș vrea. Ci că atunci când arăți cu degetul, fii atent ce tare chestia, nu mai știu dacă e venită din partea religioasă, deci că tu ești vinovat, știi? Deci tu. Și cum era în doua spre să ne aminte? Deci era un singur deget, că ai 5 degete la o mână, un singur deget e către tine și pe urmă ai cel puțin 3 sau 4 care sunt către tine. Adică tu ești cu mult mai vinovat decât toți cei către care tu arăți. Da, și foarte puțini oameni își asumă vina pentru orice se întâmplă în viața lui. Eu asta o să-mi... Adică când nu merge ceva, eu asta am avut ca și problemă tot timpul, am dat vina pe mine. În cealaltă, în care te blamezi prea mult pe tine și nu te ierți și practic toți ceilalți din jurul tău sunt iertați, dar parcă și ei au avut acolo vine, e indiscutabil. Hai să începem... Dar ce caută în jurul tău? Dacă... Foarte bună întrebare. N-are un răspuns. Ce caut? De ce mai ești acolo? Că n-am avut unde altundeva. Ce... Păi, iarăși, vina ta? Corect, foarte. De unde? Ce nu ți-a dat telefon la cel mai bun care îți place ție? Păi era unul mai ieftin, l-am găsit la... colți de stradă, pe și acum suferă. Așa, nu mai garanție. Alegerea pe termen scurt. Jucăm așa, n-aș vrea foarte puține întrebări avem pentru tine în această seară, pentru că timpul este limitat. Vezi, timpul. N-a vorbit nimeni despre motivul ăsta numit timp, că nu mai am timp, că nu mai merge. Lasă-l acolo, că e foarte bine. Timpul, da? Nimeni nu mai spune nimic despre el, pentru că și așa nu prea mai există. Mi se pare că 24 de ore sunt cam în 3 zile, cam așa. Sunt, dar toată lumea are același număr de ore și face același lucru în același timp. Ar putea să facă același lucru în același timp. Mă crezi că eu nu mai am încredere în ce ai spus tu un pic mai devreme? În ce? Am senzația că unii oameni trăiesc eu într-o zi mai mult decât trăiesc eu. Dar nu ideea în care sunt ei mai fan sau mai știu ce. Da. Au timp pentru toate și fac timp pentru toate. Și trebuie să fii un pic organizat, trebuie să ai un pic de direcție în ceea ce faci. Dacă faci numai ce apare și ce apare și ce apare, e normal că imediat strece ziua, n-ai văzut-o că... Eu am zile în care... Mai descoperi un mesaj pe telefon, mai descoperi un serial, mai vrei să mănânci nu știu ce, mai mergi la sală, mai faci o emisiune, mai... Am dat mai timp. Ai timp, nu există. Eu nu pot să cred în asta. Tu cred că nu dormi, tu cred că nu mai dormi. Și dorm, dar fac și timp să fac exact câte ce e de făcut. Câte ore dormi pe noapte? 7, nu știu. A, e bine, 7-8 ore, nu, depinde, sunt nopți în care nu, dar... Știi setul de întrebări pe care îl avem? Uh-huh. O să tăiem dintre cele mai puțin relevante în acest moment și o să rămânem cu cele care vrem noi să le repunem în discuție în cazul în care le-ai răspuns mai bine sau mai puțin bine. Da? Încercăm să argumentăm după ce am arătat răspunsul către cameră. Pregătit, da? Camera acolo. Către acolo, dar poți să arăți către orice cameră vrei tu, dar măcar să arăți răspunsul întâi și abia apoi să argumentezi, da? Aș n-aș vrea să-mi găsesc toate motivele din lume care să mă scoată din țara asta ca să mă stabilesc în altă parte, că aici nu mai merge, domne. Vin ăștia cu autocoarele și ne fac țara de râs. Aș vrea să le găsesc. Bun. Problema... E subtilă întrebarea. E foarte subtilă, așa. De-aia am stat și am gândit. Aș vrea, pentru că am fost acolo, aveam oportunitatea și șansa și tot ce vrei să rămân acolo, fără să mai cal o dată pe aici, să fac ceva, așa, să vii să-ți vezi familia asta, sau până la nou să-i aduci să te vadă. Am fost acolo în situația asta, n-am rămas acolo, sunt tot aici, am venit să fac ceva, să încerc să schimb ceva cu, nu cu autocarele, dar vreau să mă bat aici, cât pot să mă bat. Nu fac schimburile cu autocarele, n-am găzut niciodată în chestiunea asta. O să stau aici și mă bat și să încerc să fac, pentru că nu renunț la chestia asta, nu sunt mare patriot sau mare, sau, dar nu vreau să fac, asta simt că vreau să fac, să-mi dau seama că că pot și între tot ce se întâmplă, că pot să fac ceva. Și perfect. S-o perfect. Aș n-aș vrea ca toată lumea din jurul meu, toată, să mă laude tot timpul. Sau măcar 24 de ore într-o zi. Aș n-aș vrea. Nu aș vrea. Eu n-aș vrea, asta spune invitatul, vă rog să folosiți în acest moment timp de 30-60 de secunde emoticoanele, să-i dați ori like, ori love, ori ce vreți voi, ce simțiți voi, ca să știm că ne și urmăriți, dar să și știm că ceea ce zice invitatul este și pe placul vostru, da? Din acest moment, start, hai să vedem cine dă vreo inimioară. Dacă pare... Știi cum e, unii chiar comentează în privat, zic, foarte bine, Dan, bravo, dă inimioară. De ce nu-ți dorești să fii lăudat măcar 24 de ore, de toată lumea?
Unul la mână, pentru că, în general, toate laudele astea le primești pe moment și pentru ce ai făcut în secunda aia, și pentru că de multe ori sunt niște chestii false pe care nu mi le-aș asuma în totalitate. Poate unele, da, și oamenii care sunt acolo lângă mine și în jurul meu și cu care interacționez au de ce să laude chestia asta. Cineva care apare astăzi, nu te-a văzut niciodată și te laudă pentru niște lucruri, nu poate să te cunoască și nu poate să înțeleagă cu adevărat. Ai un bravo, nu știu, care pentru mine nu contează. Mi-aș dori să ajung la nivelul la care să primesc mai multe, să fiu apreciat mai mult, asta probabil, dar să mă laude toată lumea nu există, pentru că nu poți fi pe placul tuturor. Și atunci nu poți să-ți dorești chestia. Nu poți să ceri nimănui să facă chestia asta. Nu există om pe planeta asta. De-aia există atâtea păreri și atâtea... Nu vrei să... N-ai cum. Nu există. N-aș vrea să schimb ceva în viața mea. Cred că aș vrea să schimb niște lucruri. Cred că e destul de rapid. Da, aș vrea să schimb niște lucruri. Dar a fost naș sau a fost aș? Nu mai țin minte asta. Fix înainte mă gândeam să nu fie aceleași întrebări, că nu mai știu cum a fost și ce a mai evoluat între timp. Hai, zi-mi ce ai vrea să schimbi acum. Aș vrea să schimb niște lucruri, pentru că nu le am ca și lucruri concrete, dar aș vrea să le schimb în sensul că aș vrea să am niște oportunități să evoluez mai mult decât pot acum și aș vrea să, nu știu, mi-aș dori poate niște alți, mai mulți oameni în spate, deja cu oarecare putere, care au ceva de spus. Aș vrea să reușesc să-i aduc cumva în viața mea mai mulți decât am acum și mai mulți care să mă susțină, ca să am exact cum vrei și tu să faci, să poți să te exprimi mai mult, știi, să pot să mă exprim, să pot să dau mesajul mai departe prin intermediul multor oameni, și încă nu am energia necesară să mă ocup de chestia asta, pentru că sunt în o grămadă de alte proiecte. Iartă-mă, dar zici că îți faci partid. Cam așa sună. Că doamne, vreau niște oameni, dacă se poate, cât mai puternici, să-mi fie alături, să dau mai departe mesajul. Pe bune, un fel de partid. Poți să faci un partid promișcare. Partidul fitness. Promișcare, nu? Promișcare fitness. Da. Fii fitness până la capăt. Suntem la final de emisiune. Uh-huh. Știi ce facem de fiecare dată? Tragem linie și adunăm. Motive avem suficiente, dar mai mult decât motive aș vrea să știu cu ce ne alegem noi imediat după emisiune, după ce plecăm din fața televizorului, de aici, de la masa asta rotundă, că de vorbit vorbim. Știm să discutăm. Dar de făcut? Acolo e problema. Unde spui ce vrei să faci în spatele tastaturii și ai idei în cap și ai multe lucruri, dar nu faci. Și atunci ar fi cea mai tare chestie, ar fi, ai o idee acum în cap. Tot timpul cât am vorbit acum, sigur ai rezonat și ți-a venit o idee în cap. Da, mă, te-ai gândit la o idee pe care o ai în cap. Și deci fă primul pas. Fă ceva în legătură cu asta. În seara asta ceva. Măcar să știi că ai încercat în seara asta. Vezi ce iese și mai faci și mâine și mai faci și poimine. Și... Dar măcar fă ceva în seara asta, nu zice lasă. E bine ce a zis, dar lasă că fac de mâine. Fă acum. Primul lucru când termin aici, ai văzut emisiunea, te și fă ceva. Dar nu e greu? Adică acum, mamă, dar te rog eu. Mai încolo, nu te mai încolo. Te rog eu. E greu, știi? Adică poate să fie greu. De ce? Și de-aia pierzi. Acolo pierzi. Ai pierdut primul pas. Ai pierdut startul. Te-au lăsat în urmă din start. Pentru alți 10 oameni care poate au luat niște idei în seara asta și s-au apucat să le facă, tu ai care rămas. Care să zică diferența dintre oamenii de succes sau oamenii care reușesc și oamenii care nu reușesc, e și ideea de acțiune. Da. Numai ideea de acțiune în prima și în prima fază și apoi mergi cu... Probabil și un pic de noroc. Poate și circumstanțele sunt foarte interesante, dar... Dacă n-ai încercat, nu există, nu poți să scriezi nici circumstanțele, nici norocul, nici nimic, dacă nu încerci. Gândește că în Ploiești e destul de greu să încerci, pentru că mulți zici măcar nu sunt învățați să încerce, ci sunt învățați să stea acolo unde au fost puși. 8 ore de luni până vineri, exact task-urile pe care ți le dăm noi, bucură-te de cafea, că e gratis, e din partea noastră. Okay. Și ai și bonul de masă. Da. În Ploiești din Ploiești am plecat și acum 5 ani și tot nu cred că puteai să faci multe. Tors. Și tot în Ploiești am venit și pot să fac și fac liniștit și nu am avut nici cea mai mică piedică până de față să fac niște lucruri pe care mi le-am propus. Nici o piedică. Adică... Dan, proful de sport, mulțumim tare mult pentru prezența la emisiune. Sunt o sumedenie de informații pe care nu le-am cuprins în emisiunea asta, nici nu aveam cum să facem asta. Da. Pentru că avem nevoie de mai multe ediții sau avem nevoie de lucruri foarte, foarte pe scurt. Și când sunt pe scurt, nu le înțeleg cei de acasă. Dar măcar am înțeles că îți merge bine și că ești pe drumul cel bun și că ceea ce tu faci se vede și mai departe în oamenii cu care tu lucrezi, în oamenii cu care tu te-ai împrietenit, în oamenii pe care îi convingi să aibă un stil de viață cât mai bun.
cât mai propice pentru viitorul lor. Sper că ați înțeles nu motivele pe care le-am avut, că motive ne găsim cu toții, ci că acțiunea începe din momentul ăsta. Dacă vă este lene sau dacă nu vă place, nu-i bai! Repetați și mâine și pe mine și răspăi mâine. Dar după ce v-ați repetat, puneți în acțiune. Dacă nu v-ați pus în acțiune, noi suntem vinovați, nu altcineva. John, să ne auzim și mâine de la 19. Până atunci, numai bine. La revedere! Ce înseamnă o casă fericită? Înseamnă fiecare moment în care zâmbești, înveți, te bucuri alături de cei dragi ție. Noi îți oferim mai mult decât internet prin fibră. Noi îți aducem